Zilnic, zeci de persoane sunt salvate din ghearele morții printr-un simplu gest de omenie, donând sânge. Pentru a le mulțumi salvatorilor anonimi, astăzi mai mulți beneficiari bolnavi de talasemie, afecțiune care debutează din primele luni ale vieții, manifestându-se ca o anemie extrem de severă, au venit la centrul de transfuzie sanguină din Ploiești, unde au împărțit flori donatorilor. Sunt niște oameni inimoși care primesc sânge de la niște persoane necunoscute. Pentru ei sunteți niște persoane necunoscute, dar care ajutați. Ei vor să vă mulțumească, dumneavoastră, sunt tot așa niște pacienți, nu știți la cine ajunge sângele dumneavoastră, pentru că donarea de sânge este anonimă, dar au venit pentru că astăzi este Ziua Internațională a Talasemiei, să ofere câte o floare donatorilor. Vrem să le mulțumim, în primul rând, donatorilor pentru gestul pe care îl fac. Facem un apel. Avem nevoie în continuare de sânge. Sângele este parte din viața noastră și din tratamentul nostru și avem nevoie tot timpul de așa ceva. Ce trebuie să știe cei care se decid, spre exemplu, să doneze și ei sânge? Ce trebuie să știe despre această boală? Cât de necesar este donarea de sânge? Sângele înseamnă parte din viața noastră, deci fără așa ceva nu se poate. Nu toți avem privilegiul de a fi sănătoși. Iar a fi sănătos este un privilegiu care trebuie să-l împărțim și cu ceilalți. Noi avem nevoie de sânge pentru a supraviețui. Conducerea centrului recunoaște că rezervele de pungi de sânge sunt pe sfârșite și că fiecare donare de sânge poate salva încă o viață. Pentru moment mai avem doar 3 pungi de zero pozitiv, nicio pungă la A pozitiv, nicio pungă la A negativ, la zero negativ, nicio pungă, iar solicitările sunt foarte mari. 8 mai a fost declarată Ziua Internațională a Talasemiei în 1993, în memoria lui George Englezos și a tuturor persoanelor care suferă de această afecțiune. În România, 240 de pacienți sunt diagnosticați cu talasemie și pot supraviețui doar cu ajutorul donatorilor de sânge.